Vladimir Putin a cerut ieri în deschiderea summitului BRICS de la Kazan o alternativă la sistemele internaționale de plată care să prevină Statele Unite din a folosi dolarul drept o armă. Acesta spune că 95% din comerțul dintre Rusia și China este acum în desfășurare cu ieni și ruble. Cu toate acestea, din declarația finală a summitului reiese că au fost făcuți prea puțini pași pentru crearea acestei alternative, deși ieri Kremlinul a prezentat chiar și un prototip de monedă unică pentru țările BRICS, care ar putea să devină un înlocuitor pentru dolar. Despre concluziile acestui summit discut mai multe cu Andreea Soare, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Au fost luate decizii importante în urma acestui summit și, dacă da, ce înseamnă crearea acestei alternative la sistemele internaționale de piață? Da, ieri mai degrabă s-a vorbit despre planuri decât s-au luat decizii concrete, pentru că, așa cum spuneai și tu, liderul rus a subliniat importanța îndepărtării statelor membre BRICS de dolarul american și implicit de SUA, astfel marcându-se de fapt ambiția Kremlinului de a transforma această alianță BRICS într-o alianță anti-SUA. Cu toate acestea, nu toate statele membre BRICS sunt de acord cu această decizie, cu acest plan, pentru că nu vor să se îndepărteze definitiv de Occident. Printre acestea se numără chiar și Brazilia. Asta pentru că președintele brazilian a transmis ieri prin videoconferință că, deși lumea împarte de obicei statele între state inamice și state partenere, statele mai puțin bogate își doresc să nu se stabilească o astfel de dicotomie și își doresc doar prosperitatea și bunăstarea propriilor țări. După întâlnirea în format extins de ieri a liderilor, vedem că s-au discutat mai multe probleme regionale și globale. S-a discutat, bineînțeles, despre războiul din Ucraina și conflictele din Orientul Mijlociu, dar și despre sancțiunile occidentale, reforma sistemului financiar internațional, inovațiile financiare, despre Fondul Monetar Internațional și G20. Interesant este cum au fost abordate cele două războaie, cel din Ucraina și conflictele din Orientul Mijlociu, pentru că dacă despre războiul din Ucraina s-a vorbit destul de puțin și s-a propus doar încheierea acestui conflict prin modalități diplomatice, conflictele din Orientul Mijlociu au fost mult mai dur criticate, mult mai dur condamnate. S-a vorbit și despre provocarea a zeci de mii de morți și răniți în urma acestor conflicte și, bineînțeles, despre incursiunea Israelului în sudul Libanului, deși știm foarte bine că Rusia a invadat Ucraina în urmă cu mai bine de 2 ani de zile și a provocat un număr chiar mai mare de morți și de civili. Cel mai probabil în comunicatul final care va fi transmis astăzi se va face și o referire la un plan de pace propus de Brazilia și de China pentru războiul din Ucraina, deși anterior președintele Volodymyr Zelensky a respins aceste propuneri. Astăzi este ultima zi a summitului, se va face poza de grup în prima parte a zilei, vor fi și două sesiuni plenare în format BRICS Plus, deci în format extins, statele membre BRICS Plus, statele partenere, iar la finalul acestei zile președintele rus Vladimir Putin va avea și o